Mihai Gâdea, Antena 3 CNN. Ați spus puțin mai devreme despre faptul că ați prezentat în discuția pe care ați avut-o interesele României pentru summitul NATO care va fi în iulie. Le puteți detalia în ce constau aceste interese? Iar pe de altă parte știm că există o diferență de viziune între administrația Biden și republicani cu privire la Ucraina, subiect extrem de important pentru noi. Vă veți întâlni și cu cineva din zona republicană, tocmai pentru a avea ambele opinii și în același timp ambele părți să știe care este poziția României? Cutumiar este ca președintele să se întâlnească cu administrația în funcție. Și asta am făcut. Iar obiectivele României, este o listă întreagă, unele sunt chestiuni foarte tehnice, dar aș menționa câteva, fiindcă sunt importante și sunt obiective naționale importante. Întărirea flancului estic, și asta am pus-o în discuție astăzi. Avem acele battle groups, avem trupe, dar după părerea mea nu este suficient. Este nevoie de un angajament mult mai ferm pentru flancul estic și pentru apărare, dar și pentru descurajare. Însă descurajare nu înseamnă să aducem și mai mulți soldați pe flancul estic. Descurajare înseamnă să fim echipați ca lumea. Înseamnă să avem o producție de apărare, din industria de apărare, care este suficientă. Știți foarte bine că ajutorul pentru Ucraina gâfâie într-o zonă sensibilă, proiectilele de artilerie și așa ceva. Nu poate să rămână așa cum este acum. Deci, apărare e clar. Descurajare înseamnă să devenim noi mai puternici. Iar pentru asta, da, trebuie să alocăm sume mai mari pentru industria de apărare, pentru cei care se ocupă de achiziția de sisteme. Dar lucrurile merg mult mai departe. Dacă vrem să avem un sistem funcțional pe flancul de estic, el trebuie să aibă o acoperire logistică pe măsură. De exemplu, pentru carburant. Este un lucru esențial. Orice armată se oprește dacă nu mai are carburant. Și noi trebuie să avem un sistem de alimentare pe întreg flancul estic. Aceste chestiuni sunt vitale. Pe de altă parte, strategia pentru Marea Neagră. Războiul este în Marea Neagră, este în regiunea Mării Negre, nu în altă regiune. Trebuie să ne concentrăm mai mult, să fim mai concreți, să elaborăm obiective punctuale, să elaborăm strategii pentru a preveni extinderea conflictului și, sigur, în final, să ajungem la o pace care satisface și obiectivele Ucrainei. Domnule președinte, cu privire la candidatura dumneavoastră pentru poziția secretar general al NATO, ați răspuns puțin mai devreme, continuă discuțiile. Pe de altă parte, se vorbește în mod evident despre faptul că trebuie să găsească un consens până la summitul NATO din iulie. În opinia dumneavoastră, există vreun risc ca să nu se întrunească acest consens? Și dacă puteți detalia în vreun fel discuția cu privire la poziția de secretar general al NATO pe care ați avut-o cu președintele Biden. Acum, aceste discuții nu se fac publice și nu o să mă apuc eu să spun ce a spus președintele Biden. Eu vă spun ce am spus eu acolo. Dar discuția nu a fost una lungă, a fost una relativ scurtă și dacă m-ați întrebat dacă există riscul să nu existe consens, da, există riscul. Și tocmai de aceea cred că este foarte bine să existe două candidaturi, să existe doi candidați care în general sunt considerați acceptabile amândoi, pentru că organizație puternică are nevoie și de competiții puternice. Și până la urmă, unul dintre cei doi candidați probabil va fi ales următorul secretar general. Important este să nu amestecăm lucrurile. Au fost unii care au spus că dacă sunt doi candidați, se rupe unitatea alianței. Nici vorbă de așa ceva. Alianța este puternică, merge mai departe. Dar este bine să fie doi candidați,
Pentru că atunci există posibilitatea de a deschide noi teme de dezbateri și există, evident, șansa să facem lucrurile să meargă mai bine. Mulțumesc.